Autoritatea pentru reformă feroviară anunță relansarea licitației deschise pentru ramele electrice interregionale, anunțul fiind publicat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice în urma validării de către Agenția Națională pentru Achiziții Publice. Procedura de licitație fusese anulată în mod automat de platforma electronică SEAP în data de 1 noiembrie 2022 din cauza lipsei de oferte, deoarece niciunul din ofertanții înscriși nu a depus oferta tehnică și financiară. Valoarea estimată a contractului este cuprinsă între 1,201 miliarde de lei și 2,374 de miliarde de lei fără TVA, inclusiv serviciile de mentenanță și reparații necesare funcționării în condiții optime de siguranță și confort, instruirea personalului în ceea ce privește exploatarea, operarea trenurilor, transportul, asigurarea, punerea în funcțiune și asistența tehnică în perioada de garanție. Ramele electrice interregionale vor fi utilizate pe următoare Brasov, rute. Brașov, Ploiești, Buzău, Focșani, Bacău, Pașcani, Iași, Suceava. Galați, Mărășești, Bacău, Pașcani, Iași, Suceava. Mangalia, Constanța, Fetești, Brăila, Mărășești, Bacău, Pașcani, Iași, Suceava. Cluj-Napoca, Alba Iulia, Simeria, Târgu Jiu, Craiova. Galați, Brăila, Făurei, Fetești, Constanța, Mangalia. Giurgiu, București, Ciulnița, Călărași. Conform analizei de exploatare a liniilor în curs de electrificare Cluj-Napoca-Oradea și Craiova-Calafat, după finalizarea electrificării trenurile vor fi operate și pe următoarele tronsoane: Oradea-Cluj-Napoca Sigișoara, Brașov, Cluj-Napoca, Alba Iulia, Simeria, Târgu Jiu, Craiova, Calafat. Finanțarea proiectului este asigurată prin Planul Național de Redresare și Reziliență, componenta 4, transport durabil, dar și de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii. Termenul de depunere a ofertelor este 10 ianuarie 2021 și 3 ora 15